Ediția a treia a crosului montan de la Ibănești a fost un succes. Organizatorii sunt încântați că cel puțin 70 de persoane de toate vârstele s-au întrecut la alergare în aer curat de munte. Competiția a avut loc duminică dimineața în cadrul Festivalului Văii Gurghiului. Organizatorii au fost profesorul Mihai Gherghel și Viorel Ganea, președinte al Asociației Sportul pentru Toți din Târgu Mureș. Crosul a fost organizat pe două, pe un traseu 4 km adulți, adică peste 16 ani, și 2 km până la copii până la 15 ani. Ce participare a fost la cross? Am avut destul de bună, 70 de participanți. Bine, am sperat mai mult, dar timpul probabil că i-a cam speriat. Toți participanții au fost mulțumiți, publicul spectator a fost satisfăcut. S-au acordat foarte multe premii, constând în cupe, diplome, medalii, tricouri și alte cadouri câștigătorilor de către sponsorii acestui eveniment sportiv. Organizatorii sunt încântați pentru că, la fel ca la edițiile anterioare, la startul celor două etape s-au înscris mulți doritori de mișcare și competiție. Mai ales copiii și tinerii au fost în număr mare. Mișcarea este viață. Viața este mișcare. Ăsta e un slogan foarte des folosit și cel mai important pentru orice categorie de vârstă. Drept dovadă, astăzi au participat de la copii de la 5 ani în sus până la cel mai vârstnic 76 de ani. Cel mai vârstnic concurent fiind un exemplu de urmat în cadrul proiectului Sportul pentru Toți, Sportul pentru Întreaga Masă. Cei care au pus la cale competiția spun că succesul ei se datorează nu doar participanților iubitori de sport, ci și sponsorilor, care au înțeles importanța mișcării și au contribuit financiar la reușita crosului montan.